Sunteți, cum vă numiți? Irina mă cheamă, mă numesc, cum să mai zic. Când sunteți născută? Azi 6 noiembrie, nu mă spuse. Soțul dumneavoastră? Azi 4. Numiți, cum mă numește? Ivan. Ivan, familiar? Nu sigur. Ce a activat dumneavoastră, soțul dumneavoastră? El? Da. El a fost, deodată, când noi ne-am căsătorit, a fost traturist. Și acolo a trebuit și a învățat de istorie de filologie și a lucrat până când am decedat. De unde aveți darul ăsta de croșetare? De casă, din Mitică. La mama. Nu-i dus să iert. Asta înseamnă că vă place ceea ce faceți? Da, îmi place așa să vișui. Mă tot casa vișuiesc, dar eu tata nu vrei. Și acum croșetați la comandă? Da, și ne-a dus și croșetez. Da, atunci când croșetați, ce simțiți? Dar mă sunt așa, parcă mai... chiar din nerău, dar parcă din întregere rău. Deci plăcere faceți lucrurile. Da, da, da. Eu, doamna Irina, vreau să vă mulțumesc. Eu, dacă nu ne-ați plăcere, n-aș face. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că dumneavoastră ați dorit să colaborați cu compania școlară, care se numește Acoperna, de la Liceul Teoretic Măgdăcești, care, în cadrul căreia este un exercițiu, un laborator economic numit companie școlară, în care elevii se învață pașii unei afaceri. Și doamna Irina a colaborat cu noi, croșetând aceste pernuțe foarte frumoase, pe care le-am realizat ca plăcintele din cuptor. Mulțumim, doamna Irina! Mulțumim.